Salut și bine a venit la Limba Germană cu Gerhard. Astăzi vom vorbi despre diferența între cuvintele kurzfristig și zeitnah. Hai să mai întâi vedem de unde probabil a apărut greșeala sau întrebarea asta și mergem la dict.cc. Eu bănuiesc că ambele cuvinte sunt traduse similar sau la fel în limba română. Hai să vedem. Prompt. Da. Nu chiar, dar asta a fost o întrebare lecție și chiar acum dicționarul nu prea arată neapărat contextul cel mai potrivit. De aceea, acum, ce înseamnă zeitnah? În primul rând, asta e un cuvânt care se folosește mai mult în limbaj formal. Adică la lucru. Da, și ar putea fi așa. Bitte antworten Sie mir zeitnah. So, ce înseamnă asta? Înseamnă în timp util. Adică nu neapărat astăzi sau mâine, dar în timp apropiat. Deci cuvântul prompt ca traducere la dict nu mi se pare potrivită. Poate în anumite contexte, dar dacă luăm o propoziție în limba română cu prompt, de pe la el a răspuns prompt. Atunci, eu aș traduce asta diferit în germană. De pe la er hat umgehend, oder sofort, oder gleich geantwortet. Deci, aceste trei cuvinte, cred că exprimă mai degrabă ce înseamnă prompt în română decât zeitnah. Fiindcă zeitnah asta poate fi în două, trei zile sau până vineri, da? Și cred că prompt nu înseamnă peste trei zile. Dar comentează, te rog, dacă ești de altă părere. Acum, kurzfristig înseamnă, poate însemna mai multe lucruri, de pe la, er hat kurzfristig abgesagt, da? Adică el a anulat participarea sa, da? În, cum să spunem asta? Destul de spontan, adică iarăși nu prea merge aici, hai să vedem. Last minute, ne? În ultimul minut. Ne? Ne? Or, on short notice. Ne? Adică, vedeți că chiar la dict, adică, tradușile nu sunt mereu cele mai potrivite. Bineînțeles, potrivit înseamnă de context, dar da. Sau, ne, was sind deine kurzfristigen Ziele? Da? Adică, da? Care ar fi obiectivele tale pe termen scurt? Da? Aici merge pe termen scurt, da? Aici este antonim, da? Langfristig, da? Antonim la kurzfristig. So. Bine, sper că asta a fost util. Deci, zeitnah, eu n-aș folosi prea des în limbaj privat, adică pentru mine creează un fel de distanță, da? Adică eu aș spune, pur și simplu, meld dich, wenn du Zeit hast, oder sobald du kannst, oder meld dich bald, in den nächsten Tagen und so weiter, aber zeitnah, Stilistica, da? Ja. Bine, ne vedem mâine. Vă doresc o seară bună. Pa, pa!